Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pe cel ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierar Nectarie, să-l cistim cei credincioși, ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie, slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă celui ce minunat te-a arătat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduirii. Veniți ucenicilor ai lui Hristos, care setați după împărăția cea cerească, să-i aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântului Ierar Nectarie, și mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas. Bucură-te, Sfânt Ierarhe Nectarie, mare păcătorule de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni. Precum oarecând marele ierarh Nicolae, care fusese întemnițat pentru că l-a pălmuit pe ereticul Arie, a fost mângâiat de preacurata născătoare de Dumnezeu, așa și tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat în temnița prigonierilor, iar Sfântul Nicolae ți s-a arătat în vis spunându-ți: eu te voi înălța sus de tot, prin care minune ni se arată nouă măsura sfințeniei tale, ca să-ți cântăm. Bucură-te, bucuria bisericii drept măritoare, bucură-te, dar dăruit lumii de către cel ce se dăruiește pe sine celor credincioși. Bucură-te, rează mare monahilor și al mirenilor! Bucură-te, pildă pentru păstorii de suflete! Bucură-te, cununare a ierarhilor! Bucură-te, că fiind disprețuit de oamenii păcătoși, ai fost îmbrățișat de Sfântul Ierarh Nicolae! Bucură-te că nu ne mai trebuie altă mărturie despre sfințenia ta! Bucură-te că pustnicul atonit i s-a descoperit că ești puternic prigonitor al îngerilor căzuți! Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să învețe teologia sporind în rugăciune! Bucură-te, hram al multor biserici și paraclise! Bucură-te, icoana lui Hristos, zugrăvită de Duhul Sfânt în vremurile din urmă! Bucură-te, apostol al mântuirii! Bucură-te, Sfânt Ierarhe Nectarie!
Făcătorule de minuni. Întrebându-te, Hristos, în vis, care este pricina pentru care plângi? I-ai răspuns a doua zi, scriindu-i că sărăcia, frigul și foamea întunecă frumusețea copilării tale și din rânduială dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, negustorul Temistocle s-a grăbit să-ți trimită cele de trebuință. Iar tu, văzând cum a răspuns Dumnezeu la cererile tale, l-ai lăudat cu ochii lăcrimați cântându-i Aliluia. Negustor ca Temistocle au nevoie copiii necăjiți, ci de tine, Sfinte Nectarie, știind că dragostea ta vine în întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-i cum niciun negustor nu-i poate ajuta. Ca primind sprijinul tău să li se usuce lacrimile și să scânte cu inima plină de bucurie. Bucură-te cel ce ai scris Domnului despre necazurile tale. Bucură-te cel ce ne îndemni să-i spunem lui Dumnezeu necazurile noastre. Bucură-te că Hristos a primit epistolia ta și ți-a trimis prin negustorul Temistocle cele de trebuință. Bucură-te că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos ca să mergem pe calea mântuirii. Bucură-te, dascăl al copiilor cucernici, care caută adevărata înțelepciune. Bucură-te, dezlegarea plântecelor neroditoare. Bucură-te că ușurezi durerile nașterii când mamele te cheamă în ajutor. Bucură-te văzându-i pe pruncii care primesc la botez numele tău. Bucură-te că ne povățuiești să nu căutăm ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu. Bucură-te cel care ai trudit din greu pentru a-ți ajuta familia. Bucură-te că ai ajuns pe oamenii fără slujbă să-și găsească de lucru. Bucură-te, apostol al cumpătării, bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, Mare Făcătorule de minuni. Bucură-te, Sfinte Mare Făcător.
pe nedrept ai fost prigonit în Alexandria, din pricina urzelilor diavolești, iar tu ai purtat fără să te tulburi crucea răbdării, învățându-i pe toți cei prigoniți să se roage pentru prigonitorilor și Domnului se cânte, aleluia. Aleluia. Ca o slugă credincioasă ai fost următor virtuților stăpânului tău, care s-a rugat pentru cei care îl răstigneau pe lemnul crucii, și te-ai rugat pentru cei care te-au răstignit pe crucea răbdării, pentru care, folosindu-ne de virtutea ta, îți zicem cu glas de bucurie: bucură-te, sprijinitor al celor apăsați de răutatea celor vicleni, bucură-te că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptățeau, bucură-te că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele bisericii, bucură-te că nu te-ai tulburat de hunele celor care nu au vrut să asculte învățăturile tale. Bucură-te, cel ce l-ai ajutat pe bolnavul Lucian să nu-și piardă slujba. Bucură-te că, fără să te scârbești, ai făcut în locul lui curățenie locașul seminarului. Bucură-te că pentru smerenia ta, Hristos ți-a primit osteneala ca pe o nevoință pusnicească. Bucură-te arătându-ne că nicio muncă cinstită nu trebuie disprețuită. Bucură-te că, fiind prigonit pe nedrept, ai răbdat mucenicie fără de sânge. Bucură-te, pavăză a creștinilor, bajocoriți pentru credința lor. Bucură-te, cel care ne înveți să primim de făimările necredincioșilor ca pe niște cununi de mult preț. Bucură-te, apostol al răbdării! Bucură-te, sfânt ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, sfinte ierarhe Nectarie, ai socotit că sufletele din obștea cuvioase, Xenia, aveau nevoie de tine și ai venit cu dragoste neghina pentru a le fi povățuitor celor care vroiau să urce pe scara desăvârșirii, iar ele cu mulțumire i-au cântat lui Dumnezeu: aleluia, aleluia. Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepădând lumea au ascultat chemarea cerească,
Avem noi nevoie de povățuirea ta, pentru că ispitele ne învăluie și patimile ne apasă. Și nu găsim ieșire din fundătura în care ne aflăm, dar nădăjduiți spre ajutorul tău, îți cântăm. Bucură-te, drumător al monahilor și al monahilor, care au lepădat înțelepciunea acestui veac. Bucură-te, pavăză a mirenilor, care duc o viață jertfenică. Bucură-te că aduci liniștea mănăstirii în casele acestora. Bucură-te, cel ce iubești pe cei care poartă în inimi dragostea pentru aproapele lor. Bucură-te, luminător al duhovnicilor, pentru rugăciunile ucenicilor lor. Bucură-te, mână întinsă creștinilor, pentru rugăciunile preoților. Bucură-te, ocrotitor al copiilor, pentru rugăciunile părinților lor. Bucură-te, înțelepțitor al părinților, pentru rugăciunile fiilor. Bucură-te, chivot al rugăciunii de care, atingându-se creștinii, gustă din pacea veacului ce va să vină. Bucură-te că i-a ajuns pe creștini să trăiască după voia lui Dumnezeu. Bucură-te, raza virtuții pe care întunericul acestei luni nu poate acoperi. Bucură-te, apostol al desăvârșirii. Bucură-te, sfânt ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni. Bucură-te, sfinte ierarhe Nectarie, Făcătorule de minuni. S-a mâhnit bătrânul pescar văzând că marea era plină de rechini și osteneala sa rămânea fără rod. Tu ai binecuvântat cu credință năvodul lui și prin rugăciune ai izgonit peștii răpitori, pentru care pescarul i-a mulțumit lui Dumnezeu cântând Aliluia. Aliluia. Și noi suntem încercați de greutățile vieții. Și noi suntem întristați văzând cum peștii necazurilor au intrat în marea sufletelor noastre. Și știindu-ne neputințele, alergăm la ajutorul tău, precum pescarul de odinioară. Arată-ne puterea mijlocirilor tale, sfânt ierarhe Nectarie, ca să-ți cântăm cu inimă mulțumitoare. Bucură-te că i-a ajuns pe cei covârșiți de necazuri, bucură-te, cel care cu dragoste alungi deznădejdea din inimile noastre. Bucură-te că dai hrană celor flămânzi, bucură-te că îi îmbrauși pe cei goi. Bucură-te, liman al celor fără adăpost, bucură-te, cel ce-ai pedepsit pe cel care nu voia să-și ajute aproapele. Bucură-te că îi îndemn pe cei pedepsiți
de Dumnezeu să-și cunoască păcatele. Bucură-te, prieten, care sari în ajutorul celor năpăstuiți și al celor apăsați de singurătate. Bucură-te că tânărului care vroia să se sinucide a întors gândul cel rău. Bucură-te că ai fost notată pentru fiica celui care își ucise fratele. Bucură-te, nou ierarh Nicolae, care ai avut grijă de mântuirea ei și a surorilor sale. Bucură-te, apostol al ajutorului dumnezeiesc, bucură-te, sfinte ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni. Bucură-te, sfinte poate spune mulțimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu, că toți cei care te-au chemat în ajutor au fost mângâiați în nevoile lor și împreună cu bolnavii care au primit prin tine tămăduire minunată, i-au cântat lui Dumnezeu, aleluia. Apăsătoare este crucea bolii, sfinte Nectarie, și încă mai grea este atunci când nu vedem în ea lacul trimis de Dumnezeu pentru tămăduirea sufletelor noastre, cerându-ți să te rogi lui Dumnezeu pentru înțelepțirea celor care cârtesc din pricina bolilor. Te rugăm să le vii în ajutor, tămăduindu-i de grabă, ca să scânte împreună cu bucură-te că arătându-te grabnic tămăduitor, îndată după adormirea ta ai vindecat un bolnav. Bucură-te că cei vindecați de tine au mărturisit harul tău. Bucură-te, ceresc doctor fără de arginți, ajutător al doctorilor pământești. Bucură-te că ușurezi durerile celor care se închină la sfintele tale moaște. Bucură-te că cei care se roagă în fața icoanei tale primesc puterea de a răbda boala. Bucură-te, zgonitor al duhurilor necurate și al căpetenilor lor. Bucură-te, cel ce-ai tămăduit și tămăduiești cele mai grele suferințe. Bucură-te, știind că la Dumnezeu nicio boală nu este fără leac. Bucură-te, cel ce-ai purtat crucea bolii fără să cârtești. Bucură-te că ai fost vindecat în chip minunat de preasfânta născătoare de Dumnezeu. Bucură-te că acum te rogi pentru tămăduirea celor bolnavi. Bucură-te, apostol al vindecărilor trupești și sufletești.
bucură-te, Sfânt Ierarhe Nectarie, mare Făcătorule de minuni. După trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-a arătat oamenilor care aveau nevoie de sprijinul tău, pentru a le fi călăuză pe calea mântuirii. Și noi, deși nu am primit un asemenea semn, ne-am împărtășit de bucuria lor când am aflat despre arătările tale. Și am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei. Aleluia! Aleluia! Vedem că se împuținează credința și cum se răspândește apostazia și desfrâul. Dar luând aminte la grija pe care ai arătat-o celor cărora te-ai arătat după moarte, nu ne vom teme de povara ispitelor, căci vom nădăjdui în ajutorul tău. Pe mulți ai ajutat arătându-te lor, dar pe și mai mulți ai ajutat fără ca ei să știe de unde le vine ajutorul. Știind aceasta, îți mulțumim zicând, bucură-te că și după moarte propovăduiești credința ortodoxă, bucură-te mângâindu-i pe creștinii cărora te arăți în chip minunat. Bucură-te că auzind despre arătările tale, mulți capătă nădejde în ajutorul tău. Bucură-te cel ce te-a arătat de multe ori ucenicului tău, cuviosul Filotei. Bucură-te că te arăți celor care au nevoie de mângâierea ta cea sfântă. Bucură-te că nu te arăți celor care caută cu mândrie semne minunate. Bucură-te că după ce te-a văzut, fără să-și dea seama că ai murit, jandarmul a crezut în Dumnezeu. Bucură-te că părintele care purta numele tău a ascultat cererea ta de a-ți ridica un paracris. Bucură-te cel ce ai venit ca un pelerin la biserica sa. Bucură-te că ai fost văzut și de alți credincioși. Bucură-te că primind binecuvântarea ta, Părintele Nectarie a fost tămăduit prin rugăciunile tale. Bucură-te, apostol al biruirii legilor firii prin harul celui ce a făcut cerul și pământul. Bucură-te, Sfânt Ierarhe Nectarie, mare Făcătorule de minuni. Nectarie, mare
departe mireasma sfintelor tale moaște. Tânăra desfrânată a venit la mormântul tău, înfiorându-se și dăruindu-ți podoaba ei de mult preț ca mulțumire, că i-ai arătat drumul spre Hristos. S-a lepădat de păcatele ei, cântându-i Dumnezeu, Aleluia, Aleluia. Nu avem pocăința desfrânatei, sfinte nectarie, și marea patimilor se luptă să ne tragă în adâncuri, dar avem nădejde în ajutorul tău cel puternic și rugându-te să ne ridici din căderea în care ne aflăm, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te primind darul păcătoase împreună cu lacrimile ei. Bucură-te, cel ce nu te scârbește, ai ajuta pe păcătoșii care se pocăiesc. Bucură-te că înveți pe creștini să se împotrivească desfrânului și patimilor. Bucură-te văzând roadele pocăinței noastre. Bucură-te, cel ce îi îndrum pe păcătoși spre scaunul spovedaniei. Bucură-te, tu, care-i trezești pe cei care ascund păcatele, bagiocorind taina spovedaniei. Bucură-te, duhovnic sfânt, care-i ajuns pe creștini să-și găsească păstorii de care au nevoie. Bucură-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea noastră. Bucură-te că ori de câte ori cădem în păcate ne ajuți să ne ridicăm. Bucură-te, mângâietor al celor care se luptă cu ispitele și se leapădă de mândrie. Bucură-te, glas al Evangheliei care mustri păcatele pe care lumea le socotește nevinovate. Bucură-te, apostol al pocăinței, tămăduitoare de suflete! Bucură-te, sfinte ierarhe nectarie, mare făcătorule de minuni! Urmaș al Sfântului Marcu al Efesului, te-ai arătat apărând credința cea curată de rătăcirile ereticilor. Și pentru râvna ta Dumnezeu te-a primit în ceata cuvântătorilor de Dumnezeu, împreună cu care cântați neîncetat, Aleluia! Apărătorul râvnitor al predaniilor sfinților părinți, ai fost, sfinte nectarie, spre mâhnirea celor care prețuiau mai mult cugetarea omenească decât pe cea suflată de Dumnezeu, pentru care te lăudăm zicând: Bucură-te că ne înveți să unim dreapta făptuire cu dreapta cugetare. Bucură-te, rudenie duhovnicească a Sfântului Marcu, noul apostol din Efes.
Bucură-te, prieten al Sfântului Fotiem, înțeleptul patriarh al Constantinopolului. Bucură-te, vestitor al învățăturilor Sfintei Biserici. Bucură-te, apărătorule al celor ce iubesc predaniile Sfinților Părinți. Bucură-te că, asemenea Sfântului Maxim Grecul, ai răbdat prigoană de la cei de o credință cu tine. Bucură-te că, urmând aceluia, ai vădit rătăcirile ereticilor. Bucură-te că, fără să te scârbești de cei de alte credințe, te-ai scârbit de minciunile lor. Bucură-te, pildă pentru ierarhii care apără credința ortodoxă. Bucură-te, potrivnic al celor care răstărmăcesc adevărul. Bucură-te, bucuria celor prigoniți pentru Hristos. Bucură-te, apostol răvnitor al dreptei credințe. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni. Din lucrarea vrăjmașului pentru păcatele unor credincioși sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului. Unii oameni se smintesc și se îndepărtează de biserică. Pune-le înainte chipul viețuirii tale jertfelnice, o sfinte a lui Dumnezeu, și întorcându-i pe drumul cel bun, învață-i să cânte împreună cu tine aleluia. Aleluia. În focul încercărilor puțină credință avem, Sfinta lui Dumnezeu. Și în inimile noastre se cuibăresc ușor îndoiala și deznădejdea. Nu vrem să fim osândiți pentru aceasta de către dreptul judecător. Sfinte Nectarie, ci vrem ca prin rugăciunile tale să fim întăriți în credință, în nădejde și în dragoste pe care, dobândindu-le, să-ți cântăm. Bucură-te că mulți oameni citesc sau află despre viața ta minunată. Bucură-te că ei te cheamă să le fii ocrotitor. Bucură-te că cei slabi se întăresc prin dragostea ta. Bucură-te, alinarea sufletelor zdrobite de încercări. Bucură-te, îndepărtând îndoiala din inimile noastre. Bucură-te, învățându-ne să nu fim tulburați de sminteala pe care o împrăștie diavolul. Bucură-te, povățuindu-i pe creștini să părăsească păcatul și minciuna. Bucură-te, balsam pentru inimile rănite de păcat. Bucură-te, Cel ce ne-ai învățat să nu amestecăm lumina cu întunericul. Bucură-te că gonești necredința cu care ne ispitesc duhurile necurate.
bucură-te mărturia împărăției cerurilor. Bucură-te, apostol al virtuții, pentru păstori și păstoriți. Bucură-te, sfânt ierarhe Nectarie, mare făcătorule de a devenit templu al Duhului Sfânt și moaștele tale au izvorât bună mireasmă. Arătând harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu și închinându-se sfintelor tale moaște, credincioși și prin putere în lupta cea duhovnicească, cântându-i lui Dumnezeu, aleluia. Aleluia. Eu l-am rugat pe Dumnezeu ca moaștele mele să fie împărțite în întreaga lume. I-ai spus femeii care se întristase, neștiind pricina pentru care la multă vreme, după adormirea ta, trupul tău părea să se supună legilor firii. Și din oasele tale ai izvorât mir, de a cărui mireasmă s-au minunat credincioșii din toată lumea, care s-au învrednicit să primească în bisericile lor câte o părticică din sfintele tale moaște, pentru care îți cântă. Bucură-te că Domnul a vrut ca lumea întreagă să afle despre sfințenia ta. Bucură-te că trupul tău a fost biserică vie. Bucură-te că inima ta a fost altar al lui Dumnezeu. Bucură-te că atunci când maicile au vrut să îți pună epitrahilul pe sfintele moaște, ți-ai ridicat capul. Bucură-te că deși te despătezi de frumusețile raiului, nu te îndepărtezi de cei care te cinstesc. Bucură-te că rugându-se la mormântul tău, maicile au aprins aripi duhovnicești. Bucură-te că urmând povețele tale, buvioasa stareță Xenia a primit alese daruri duhovnicești. Bucură-te că ucenica ta a dobândit harisma vederii cu Duhul. Bucură-te că închinându-se la racla ta cu viosul Filotei, a râvnitat urma pe calea sfințeniei. Bucură-te că și după ce ai trecut la Domnul, i-ai îndrumat pașii spre intrarea în împărăția cerească. Bucură-te văzându-i pe credincioșii care aflând despre viețuirea ta, pun început, pun mântuirii. Bucură-te, apostol al sfințirii creștinilor, în vremurile din urmă. Bucură-te, sfânt ierarhe Nectarie, mare făcătorule de Nectarie,
tămăduindu-o de boala ei pe femeia ce purta numele Sfintei Paraschiva. Ai mustrat-o mai apoi, că nu s-a grăbit să mărturisească altora ajutorul tău. Și primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris neîndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne să-i cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Pentru a nu fi mustrați ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea de vorbi altora despre ajutorul pe care îl dai celor care se roagă ție, pentru ca împreună cu noi și ei să te laude cu glas de bucurie spunând: Bucură-te, ocrotitorule făcător de minuni! Bucură-te, ierar făcător de minuni! Bucură-te, mare făcătorule de minuni! Bucură-te că nu ne săturăm să-ți aducem laude! Bucură-te, floare aleasă a raiului! Bucură-te, prietena creștinilor care dau mărturie despre puterea ta! Bucură-te, învățându-ne să mărturisim minunile tale! Bucură-te că nu vrei să ținem lumina sub obroc! Bucură-te primind rugăciunile credincioșilor care au nădejde în ajutorul tău. Bucură-te că nenumărată mulțime de oameni ți-au mulțumit pentru ajutor. Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători. Bucură-te, apostol al minunilor lui Dumnezeu! Bucură-te, Sfânt Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte al celor care îl mărturisesc și îl vor mărturisi pe Hristos prin viața lor, răbdând felurite prigoane din partea văzuților și nevăzuților vrăjmași, ocrotește cu puterea ta pe toți creștinii, ușurându-le suferințele și întărindu-i în lupta duhovnicească, pentru ca să-i cânte împreună cu tine Dumnezeului celui viu. Aliluia! 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 O Sfinte Nectarie, sprijin al celor care îl mărturisesc și îl vor mărturisi pe Hristos prin viața lor, răbdând felurite prigoane din partea văzuților și nevăzuților vrăjmași, ocrotește cu puterea ta pe toți creștinii, ușurându-le suferințele și întărindu-i în lupta duhovnicească, pentru ca să-i cânte împreună cu tine Dumnezeului celui viu. Aliluia! Aliluia!
Halimu, o sfinte nectarie, sprijin al celor care îl mărturisesc și îl vor mărturisi pe Hristos prin viața lor, răbdând felurite prigoane din partea văzuților și nevăzuților vrăjmași, ocrotește cu puterea ta pe toți creștinii, ușurându-le suferințele și întărindu-i în lupta duhovnicească, pentru ca să-i cânte împreună cu tine Dumnezeului celui viu. Aleluia! 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 Precum oricând marele ierarh Nicolae, care fusese întemnițat pentru că l-a pălmuit pe ereticul Arie, a fost mângâiat de preacurata născătoare de Dumnezeu. Așa și tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat în temnița prigonirilor, iar Sfântul Nicolae ți s-a arătat în vis spunându-ți: eu te voi înălța sus de tot, prin care minune ni se arată nouă măsura sfințeniei tale, ca să-ți cântăm. Bucură-te, bucuria bisericii drept măritoare, bucură-te, dar dăruit lumii de către cel ce se dăruiește pe sine celor credincioși. Bucură-te, rează al monahilor și al milenilor. Bucură-te, pildă pentru păstorii de suflete. Bucură-te, cununare a ierarhilor. Bucură-te că, fiind disprețuit de oamenii păcătoși, ai fost îmbrățișat de Sfântul Ierarh Nicolae. Bucură-te că nu ne mai trebuie altă mărturie despre sfințenia ta. Bucură-te că pustnicul atonit i s-a descoperit că ești puternic prigonitor al îngerilor căzuți. Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să învețe teologia sporind în rugăciune. Bucură-te, hram al multor biserici și paraclise. Bucură-te, icoana lui Hristos, zugrăvită de Duhul Sfânt în vremurile din urmă. Bucură-te, apostol al mântuirii, bucură-te, sfânt ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni. Ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să-i aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântului Ierarh Nectarie,
și mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare păcătorule de minuni. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcător.